Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune că după 1 aprilie vom asista la o scădere a prețului la gaze naturale, susținută în mod natural de scăderea consumului. Și este prea devreme pentru a determina dacă răspândirea rapidă a variantei Omicron va transforma virusul pandemic într-o boală endemică, spune Anthony Fauci. Florin Câțu este nemulțumit de modul în care comunică cei de la PSD în coaliție. Președintele PNL spune că ar trebui să existe discuții în interior înainte de a face declarații publice. Guvernul urmează să aprobe în ședința de astăzi forme de sprijin pentru persoanele afectate de interzicerea sau limitarea unor activități ca urmare a pandemiei de COVID-19. Gala premiilor Grammy va avea loc pe 3 aprilie în Las Vegas, după ce a fost amânată din cauza Omicron.